Ideea a fost că trebuie să omagiem această instituție frumoasă, acest teatru, Ion Luca Caragiale, care are un jubileu de 20 de ani. Și deoarece eu am scris pe parcursul a 20 de ani despre toate teatrele, inclusiv și despre teatru Satiricus, domnul director a zis că ar fi bine să facem o carte și am făcut-o. Ea conține articole de analiză despre creația teatrului Satiricus, despre regia lui Alexandru Grecu și despre felul cum și-au realizat ideile lor în personaje actorii teatrului Satiricus. Eu cred că este un pas înainte, pentru că la noi, în general, sunt foarte puțini critici de teatru, respectiv se scrie foarte puțin și orice apariție pentru actorii, pentru regizorii, scenografii, designerii de costume, compozitorii care fac muzică pentru teatru, este o bucurie. Să fii născut în zodia Caragiale înseamnă să fii spiritual, să ai umor, să te poți uita detașat la lucruri și să privești viața așa un pic în zeflemea. Acum văd toată activitatea teatrului Satiricus. Sigur că sunt mândru, de ce nu? Fiecare dintre noi este mândru în cazul în care soția, fratele, prietenul, prietena, rudele muncesc, cu atât mai mult că munca cu penința nu e atât de ușoară și nu e simplă. Nu, eu nu. Așa cum ea nu s-a mestec în politică, nu mai mestec nici eu în artă, în teatru. Este un dialog direct cu actorii noștri, cu o parte din actorii teatrului Satiricus. Sunt fost generația care mai puțin s-a scris, dar care astăzi este cap de afiș în toate spectacolele noastre. Actori foarte valoroși și care meritau să fie observați. Și aceasta a făcut-o distinsul critic și cronicar de teatru din Aghimpu.